Bună seara și bun găsit, sunt Mica Jvab și vă invit să urmăriți grupajul informativ al zilei. Să vedem pentru început care sunt cele mai importante titluri ale ediției de astăzi. Ploile nu vor ocoli județul Maramureș nici la noapte și nici mâine. Vital Baia Mare actualizează contractele abonaților săi și în luna aceasta. Locatarii din zona blocului Semilună din Baia Mare sunt revoltați că primăria vrea să le fure din spațiul de joacă al copiilor. Agenția Națională de Integritate a dat publicității încă o listă de foști sau actuali aleși locali găsiți în incompatibilitate sau în conflict de interese. Printre aceștia se află și Viorel Țânțaș, consilier local în comuna de Sești. Agenția Națională de Integritate a anunțat astăzi că a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a 10 foști sau actuali aleși locali. Pe lista ANI se regăsește și Viorel Țânțaș, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei de Sești, care s-ar afla în conflict de interese administrativ și penal. Potrivit celor de la ANI, în calitatea sa de consilier local, Țânțaș a participat la deliberarea și adoptarea a două hotărâri, votând pentru cu privire la Asociația Plisaca pentru pășunat și gospodărirea pajiștilor din comuna de Sești, al cărui membru este. Una dintre hotărâri viza modificarea și completarea unei alte hotărâri privind aprobarea închirierii suprafeței de 1414 hectare de pășune, ce se află în proprietatea publică a comunei de Sești, în baza căreia a fost încheiat un contract de închiriere între Primăria Comunei de Sești și Asociația Plisaca. Potrivit informațiilor ANI, cealaltă hotărâre viza modificarea prețului de închiriere a pajiștilor permanente aparținând domeniului public al Comunei de Sești. Astfel, Viorel Țânțaș a încălcat mai multe legi în vigoare și care reglementează și drepturile și interdicțiile aleșilor locali. Pentru că există indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Națională de Integritate a sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Țânțaș a infracțiunii de conflict de interese. O mașină distrusă și o persoană ajunsă în grija medicilor maramureșeni. Acesta este rezultatul unui accident rutier produs dimineață în localitatea Vaduizei din județul Maramureș. Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 9 în localitatea Vaduizei, la ieșire spre Sighetu Marmației. Șoferul autoturismului din imagine a pierdut controlul volanului, a derapat cel mai probabil și s-a răsturnat. Din fericire, în zona în acel moment nu se aflau și alți participanți la trafic, așa că singurul care a avut de suferit a fost conducătorul auto și mijlocul său de deplasare. Șoferul se pare că stă în apropierea locului în care s-a produs evenimentul. Acesta s-a rănit ușor și a fost transportat la spitalul din Sighet de un apropiat. El este așteptat la sediul poliției pentru a declara accidentul, iar mașina a fost ridicată de poliție. Societatea Vital Baia Mare continuă activitatea de actualizare a contractelor cu abonații săi, maramureșenii care dețin branșamente individuale la bloc și case și care au contracte încheiate anterior lunii aprilie 2013, sunt rugați să se prezinte la furnizorul de servicii de apă și canalizare în vederea actualizării documentelor. Societatea Vital continuă și în luna iunie să actualizeze contractele de furnizare sau prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Toți utilizatorii care dețin branșamente individuale la bloc și case și care au contracte încheiate anterior lunii aprilie 2013 sunt rugați să se prezinte în vederea actualizării acestora. Contractele pot fi înnoite la sediile agențiilor unde Vital operează, respectiv agențiile Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Tăuții Măghereuș, Seini, Cavnic, Șomcuta Mare și Ulmeni. Utilizatorii din Baia Mare se pot adresa la sediul societății din strada Gheorghe Șincai și la caserie de pe Bulevardul Republicii numărul 62. La caserie, ghișeul contracte persoane fizice, programul este de luni până vineri între orele 7 și 19. La biroul de relații cu publicul, activitatea este de luni până joi între orele 7.30 și 16 și vineri între orele 7.30 și 13.30. La biroul de relații cu publicul din cadrul caseriei de pe Bulevardul Republicii numărul 62, program este de luni până joi între orele 7.30 și 16 și vineri între orele 7.30 și 13.30. Reprezentanții Vital Baia Mare precizează că actualizarea contractelor este impusă de noile dispoziții legale în vigoare în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Pentru actualizarea contractelor, abonații trebuie să prezinte actele de identitate și cele de proprietate, în original și copie.
Revoltă în rândul locatarilor din zona blocului Semilună din Baia Mare. Ei sunt nemulțumiți că pe spațiul destinat copiilor pentru joacă au început lucrările pentru amenajarea unei străzi. Locatarii din zona cunoscutului bloc Semilună de pe strada Decebal numărul 2 din Baia Mare au făcut front comun în fața lucrătorilor care au început azi dimineață săpăturile. În încercarea de a-i opri să escaveze, au chemat la fața locului chiar și forțele de ordine. Oamenii spun că acolo se dorește realizarea unei artere rutiere și că ei s-au opus unui astfel de proiect propus de autoritățile locale anii trecuți. Nouă ni s-a promis un loc de joacă aici, în spatele blocului, și ne trezim cu utilaje și cu mașini foarte mari, ocupându-ne toată zona aceasta din spate. Nu am fost anunțați, nici măcar nu s-a aprobat, din câte am înțeles, de locatarii noștri din blocul Decebal 2, ideea de a se face o arteră, o stradă cu două sensuri. Acum 3 ani am primit o înștiințare că se dorește să se construiască o stradă aici. Și am depus din partea asociațiilor de proprietari din Semilună, nu știu dacă vecinii au procedat de la fel, adresa prin care am menționat că suntem împotriva construirii unei străzi și e un pericol pentru adulți, pentru copii. La rândul lor și cei mici sunt supărați că li se distruge locul de joacă. Nu-i corect că ni-l distruge. Că noi vrem să ne dăm cu bicicletele. Venim în fiecare seară și să ne jucăm aici și ei ne distrug locul nostru de joacă. Reprezentanții locatarilor au purtat discuții cu Vasile Barbul, director în primăria Baia Mare, care în cele din urmă a dat dispoziția retragerii utilajelor din zonă. Reprezentanții asociațiilor de proprietari vor înainta o nouă adresă primăriei Baia Mare și dacă nu vor primi răspuns, oamenii sunt decisi să protesteze zilnic în preajma blocului. Am solicitat un punct de vedere oficial primăriei Baia Mare cu privire la acest caz, dar încă nu ne-a parvenit. Așteptăm răspunsul la solicitările cetățenilor. Campanie de sterilizare gratuită a câinilor în Borșa. Aflați mai multe informații la știrile pe scurt. Cetățenii beneficiază de acces gratuit la varianta electronică a monitorului oficial. Din această lună, regia autonomă Monitorul Oficial pune la dispoziția tuturor utilizatorilor formatul tipărit contra cost, iar formatul electronic al monitorului oficial, partea 1 și partea 2, în mod gratuit, permanent, în varianta pentru citire. Totodată, instituția a creat un produs electronic conținând actele publicate în monitorul oficial, părțile 3 și 7, care poate fi accesat gratuit pe internet și disponibil în varianta pentru citire. Până la finele lunii august se derulează o campanie de sterilizare și microcipare gratuită a câinilor din zona Sighet, Vișeu, Borșa, Valea Izei. Acțiunea este organizată de o asociație din Germania în colaborare cu un cabinet veterinar din Sighetul Marmației și se adresează proprietarilor de câini, dar și persoanelor care doresc să preia patrupede de pe stradă pe care să le adopte în timpul acțiunii. De mâine, timp de 2 zile, stadionul municipal Viorel Mateianu din Baia Mare va găzdui concursurile serviciilor private și voluntare pentru situații de urgență, etapa județeană. Competițiile se vor desfășura începând cu ora 8, iar cele 7 echipaje ale serviciilor voluntare și cele 11 echipe ale serviciilor private vor avea de parcurs 3 probe, pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4x100 metri și dispozitivul de intervenție. Echipele clasate pe locul 1 se vor califica pentru etapa următoare interjudețeană. Meteorologii au colorat din nou harta României în galben. Jumătate din țară, inclusiv Maramureșul, este sub atenționare de instabilitate atmosferică și precipitații însemnate. Județul Maramureș este în continuare sub zodia ploilor și a instabilității atmosferice. Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă din această după-amiază și până mâine seara la ora 23. Potrivit acestora, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în cea mai mare parte a țării și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificare ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie și, pe arii restrânse, căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantități de apă care
care vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și pe spații restrânse 50 până la 70 de litri pe metru pătrat. Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteo, specialiștii de la Institutul de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au anunțat că se pot produce în perioada următoare depășiri ale cotelor de atenție. În vizorul lor se află și râurile din bazinul Somești-Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș din județul Maramureș și Tur din județul Satu Mare, precum și afluenții mici ai Someșului aferent sectorului Avaldej, pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare. Locuitorii din Coaj nu mai au asigurat transportul în comun spre municipiul reședință de județ. Societatea Urbis a reziliat contractul cu primăria din localitate. Societatea de transport local Urbis Baia Mare, care asigură servicii în municipiul reședință de județ, dar și în localitățile din zona metropolitană, a renunțat din această lună la cursele spre Coaș. Motivul pentru care a luat această decizie este nerespectarea clauzelor contractuale, spune Ioan Fârte, director exploatare SC Urbis. Conform contractului, primăria Coaș trebuia să suporte diferența dintre încasări și cheltuieli. Acest lucru nu s-a întâmplat, așa că am fost nevoiți să reziliem contractul și să asistăm serviciile de transport, a menționat Fârte. Cursele au fost reduse succesiv. Inițial s-a renunțat la o parte din cursele de sâmbătă și duminică, apoi și la unele din timpul săptămânii. Astfel, dacă inițial autobuzele circulau de 5 ori pe zi, ulterior au fost rărite la 3, iar din această lună serviciile de transport în comun au fost sitate în totalitate. Tot din această lună, Urbis a renunțat și la sistemul de achiziție a biletelor prin SMS, pentru că sistemul nu oferea o cheie de control a numărului acestora. În plus, o parte a călătorilor apelau aplicația doar dacă vedeau echipele de control în stație. Reprezentanții Urbis consideră că acest lucru este o posibilă cauză a scăderii încasărilor. Elevii școlii gimnaziale Nichita Stănescu din Baia Mare au fost pentru scurt timp prezentatori de știri ai televiziunii Teleplus. Ei au fost foarte încântați să afle secretele din spatele ecranelor. Studioul de televiziune Teleplus Maramureș a fost gazda a două clase de elevi școlii gimnaziale Nichita Stănescu din Baia Mare. Copiii, la inițiativa învățătoarelor lor, Florentina Husti și Antonela Căprar, au dorit să afle mai multe lucruri despre lumea din spatele ecranelor TV. Mai mult, ei au experimentat câteva ipostaze ale profesiei de jurnalist. Unii au fost dezinvolți, alții mai emoționați în fața microfonului. Zughici a marcat un gol senzațional. O semi-foarfecă a fost dată în poarta Real Madridului. Bine ați venit la TVR Plus. Teleplus. Știri de bună dimineața. Astăzi o să fie 30 de grade în sud și 24 în nord. Bună ziua și bun găsit la știrile Teleplus. Este a sosit săptămâna școală altfel. Este o săptămână minunată pe care toți elevii din toate școlile, mici sau mari, o așteptau. Este o săptămână în care elevii pot să își exprime sentimentele și să se elibereze de tot după ce au depus mult efort la școală. Bună dimineața, Baia Mare! Acum câteva zile am aflat că Juventus a pierdut în fața Real Madridului, iar Ronaldo a luat balonul de aur și l-a egalat pe Messi la baloanele de aur. 5 baloane de aur Ronaldo, 5 baloane de aur Messi. Florentina Husti, învățătoarea clasei a treia, spune că activitățile din școala altfel sunt menite să-i ajute pe copii să-și descopere talentul sau pasiunile și nu în ultimul rând să ofere momente plăcute copiilor în afara cadrului școlar. Copiii din ziua de azi sunt mari artiști, mulți își doresc să ajungă pe scenă, să lucreze în televiziune și faptul că suntem aici este o oportunitate deosebită pentru noi să vedem ce înseamnă într-adevăr televiziune, dacă ni se potrivește acest spațiu și ne simțim minunat. E foarte bine. E una dintre activitățile din săptămâna școală altfel, să știm mai multe, să fim mai buni. Micuții au fost foarte încântați de experiența de la Teleplus, iar unii au spus chiar că și-ar dori să devină prezentator de știri. Responsabilitatea, seriozitatea și faptul că trebuie să ofere servicii de calitate, acestea sunt cele mai importante lucruri pe care elevii de la Liceul B. Mărian Emil Racoviță le-au învățat în săptămânile de practică efectuată în Spania și Marea Britanie.
Elevii de la clasele de turism și alimentație publică de la Liceul Băimărean Emil Racoviț au avut posibilitatea să facă practică în Spania și Marea Britanie, și asta grație unui proiect în care instituția de învățământ a fost partener. Două săptămâni au muncit tinerii în unități de alimentație publică, iar experiența a fost una diferită de cea de la noi. La practică în Londra, eu am fost la Academie, unde am făcut ceva ca și un secretariat, cum ar fi. Le-am organizat datele lor, cum primeau clienții, de unde veneau clienți și studenți care studiau acolo. Foarte bine a fost că am învățat tot felul, mai ales limba engleză, care am aprofundat-o, și e altfel practic acolo, nu e ca la noi. În ce sens? Că ne-au lăsat și singuri, aproape din prima zi, doar ne-au explicat ce trebuie să facem și am făcut noi. Natalia, Ovidiu și Larisa au făcut practică la hoteluri din Spania. Atribuțiile mele au fost ca și chelner ospătar, să debarasez mesele, să servesc clienții, să iau comenzi și la sfârșitul zilei, bineînțeles, să fac curat la bar în Spania. Personalul a fost mult mai prietenos. Am ajutat-o pe doamna de acolo cu diferite treburi. Orice mi-a spus, eu am făcut, ba chiar pe lângă. Am luat eu ceva asupra mea ca să fac. A fost mult mai greu, a fost mult mai puțin timpul în care trebuia să facem acea treabă. Am avut mult mai multe responsabilități, am avut multă treabă de făcut față de aici. Am învățat și lucruri noi, cum ar fi, adică lucruri pe care aici nu le-am învățat. Să aranjez diferite tipuri de paturi, chiar și paturi pentru cupluri. Tinerii s-ar întoarce acolo și să mai facă practică, dar și să lucreze după ce încheie studiile liceale. Unii dintre ei au fost chiar chemați să lucreze acolo din 2018, după ce finalizează studiile. Proiectul care le-a asigurat această experiență a fost implementat cu un liceu din Lugoj și s-a întins pe durata a 2 ani. Proiectul a avut două stagii de practică în străinătate. Este vorba despre un stagiu de practică desfășurat la Londra și un stagiu de practică desfășurat în Spania, la Granada. Mă bucur că am avut această posibilitate de a le crea elevilor noștri posibilitatea de a face comparație între modul în care se desfășoară practica la agentul economic din România și modul de desfășurare a practicii la partenerul nostru internațional. Suntem foarte încântați de faptul că în urma acestui proiect toți elevii noștri care au făcut practică în aceste locații din Londra și din Spania au obținut calificativul excelent. Acest calificativ se întoarce în planul de învățământ al fiecărui elev. Dincolo de faptul că au văzut o țară străină, elevii de la Racoviț au învățat și că patronii au încredere în ei încă din primul moment, că trebuie să-și ducă la îndeplinire sarcinile și mai ales că trebuie să ofere servicii de calitate. Este un lucru de care la noi de foarte multe ori nu se ține cont și nici nu se implementează în subconștientul generației tinere. Primele medalii pentru băimăreanul Robert Verba. Aflați mai multe informații la rubrica Sport. Înotătorii băimăreni au participat recent la o competiție internațională unde au obținut rezultate foarte bune. Printre cei care au excelat s-a numărat și tânărul Robert Verba, care a reușit primele sale clasări pe podiu. Înotătorii Clubului Sportiv Municipal Baia Mare au reușit rezultate de excepție la Internaționalele României, competiție care s-a desfășurat recent la București. Printre cei care au excelat s-a numărat și tânărul Robert Verba. În vârstă de 18 ani, înotătorul băimărean a concurat la probele destinate juniorilor, unde a reușit să cucerească 3 medalii în probele individuale, 2 de aur și una de argint. Mai mult, el a stabilit și un nou record. Pentru Robert Verba, acestea sunt primele sale clasări pe podium. A fost o experiență plăcută, mi-a plăcut să văd că au fost mai mulți înotători decât până acum, am stabilit un nou record și a fost cea mai bună experiență mea până acum. A fost prima oară când am urcat pe podium și m-am simt minunat.
Sportivul antrenat de Enico Palencear se pregătește acum pentru următoarele competiții de natație și speră ca în viitor să ajungă să reprezinte municipiul Baia Mare la Jocurile Olimpice. Ca orice notător aștept să ajung la Olimpiadă, cât mai departe. Aș pune orașul pe hartă, aș aduce România la un alt nivel. În Baia Mare a avut loc turneul final din cadrul campionatului național de volei masculin destinat echipelor de junior. Competiția a fost câștigată de Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din Baia Mare, care a reușit să se impună în toate cele 5 meciuri disputate. Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din Baia Mare a găzduit turneul final de junior din cadrul campionatului național de volei masculin. Pe lângă echipa gazdă, la întrecere au mai participat formațiile LBS Piatra Neamț, Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I București, CSS Lapidești, CSS Tulcea și LBS Bihorul Oradea. După cum era de așteptat, CSS 2 Baia Mare a avut o evoluție foarte bună, reușind să câștige toate cele 5 meciuri disputate. Echipa antrenată de Virgiliu Rău și Roxana Nechiti s-a impus cu 3-1 în meciul cu Bihorul Oradea, după care a câștigat cu 3-0 partida cu CSS Tulcea. A urmat o nouă victorie cu 3-1 obținută de această dată în fața echipei Lapidej. În ultimele două meciuri, CSS 2 nu a cedat niciun set în fața formațiilor din Craiova și București. Juniorii băimăreni încheie astfel turneul cu punctaj maxim și cuceresc pentru al doilea an la rând titlul de campioni naționali. Lupta pentru celelalte două locuri ale podiumului a fost foarte strânsă, trei echipe terminând cu același număr de puncte, iar departajarea făcându-se la set averaj. Lapidej a încheiat pe locul 2, iar pozițiile 3 și 4 au fost ocupate de LPS Bihorul Oradea și Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I București. La finalul turneului au fost acordate și o serie de premii speciale celor mai buni jucători ai competiției. Dintre cei 5 voleibaliști premiați, 3 sunt de la CSS 2 Baia Mare. Tudor Magdeaș a fost numit cel mai bun trăgător, Cătălina Ciobănițe a primit premiul pentru cel mai bun ridicător, iar Alin Pop a fost numit cel mai bun libero. Celelalte două premii speciale pentru cel mai bun blocaj și cel mai complet jucător au revenit voleibaliștilor Bela Barta și Vlad Gruia de la Lapidej. Clubul Sportiv Școlar numărul 2 reușește astfel o nouă performanță notabilă pentru sportul băimărean, după ce în urmă cu 2 săptămâni a obținut calificarea în prima divizie din voleiul românesc. Academia de handbal Minaur Baia Mare participă la ultima competiție din acest sezon. Este vorba despre turneul final de junior 4, care va debuta mâine în Bacău. Ultima competiție în care Academia de Handbal Minaur Baia Mare este angrenată în sezonul 2016-2017 este turneul final rezervat echipelor de junior 4, care se va desfășura în Bacău în perioada 8-11 iunie. Cele 16 echipe participante au fost repartizate în 4 grupe, a câte 4 echipe, iar primele 2 clasate se vor califica în faza superioară, unde vor lupta pentru titlul de campioană. Academia de Handbal Minaur a fost repartizată în grupa B, alături de CSU Suceava, CSM Ploiești și HC Adrian Petrea Reșița. În prima zi a turneului, care debutează mâine, Academia de Handbal Minaur va întâlni CSU Suceava și HC Adrian Petrea Reșița, urmând ca vineri să joace cu formația CSM Ploiești.
Doamnelor, domnilor, știrile de astăzi au ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră de Facebook, Teleplus Maramureș, dar și site-ul nostru, teleplus.ro, unde așteptăm și mesajele dumneavoastră. Să aveți o seară bună, la revedere!